Salut! În videoclipul de astăzi vreau să abordez un subiect destul de des întâlnit printre voi, adică în discuțiile față în față pe care le-am avut cu mulți prieteni, oameni care m-au întrebat, comentarii pe YouTube, pe Facebook, absolut peste tot am întâlnit acest subiect și astăzi vreau să elucidăm misterul și să găsim răspunsul la întrebarea ce brand de bicicletă să-mi aleg? Adică care firmă? Care e mai bună? Care îmi recomanzi? Care crezi că merită? Pentru că sunt o mulțime de biciclete în lumea asta, o mulțime de branduri, vreau să discutăm puțin pe seama asta și să-ți prezint cum văd eu lucrurile. Dacă ți se pare că e un mod sănătos, sper să-ți folosească. Dar fiecare știe mai bine pentru el. Eu în momentul de față am un Rocky Mountain, cardul de carbon și un Scott, la fel cardul de carbon. Acestea două le am acum. De-a lungul timpului am avut o mulțime de branduri de biciclete pe care le-am probat, le-am testat. Am fost mulțumit absolut de toate. Dincolo de brand, ceea ce este cel mai important la o bicicletă este echiparea. Sunt destul de multe branduri care sunt bune. În primul rând, ar trebui să încep cu alegerea materialului bicicletei. Adică dacă vrei de aluminiu sau de carbon. Între astea două ai de ales. Bineînțeles, există și de lemn și de alte variante, dar astea sunt cele mai folosite. Iar aici, următoarea întrebare pe care se pune este greutatea. Cât de grea vrei să fie bicicleta ta? Nu știu dacă următoarea întrebare sau înainte de întrebarea cu greutatea ar trebui să fie câți bani aloc pentru bicicletă. Fie vreau să cheltui 200 de euro, vreau să cheltui 2000 de euro sau 2000 de lei. În sfârșit, fiecare își cunoaște bugetul. În funcție de buget, de aici rezultă destul de mult calitatea bicicletei, dacă o bicicletă e bună sau nu. În ceea ce privește, revenind la prima întrebare, în ceea ce privește brandul, cred că dacă alegi dintre cele mai cunoscute, nu dai greș cu vreuna. Ce am observat eu ca diferență între branduri, sunt mai renumite anumite branduri care fac biciclete mai ușoare. De exemplu, să zic, eu am avut o bicicletă foarte ușoară, Highbike. Și am observat că Highbike sunt destul de ușoare. Am avut o singură dată bicicletă Highbike și am rămas cu impresia asta că sunt ușoare. Apoi Scott este destul de renumit. Cred că la un moment dat a avut cel mai ușor model al anului, Scott Scale, dar nu mai țin minte exact anul. Apoi Focus Raven Max, parcă, a avut destul de recent cel mai ușor model de serie. 800 și ceva de grame avea cadru. Aici iarăși trebuie să fii atent legat de greutatea bicicletei, pentru că am văzut următoarele lucruri. Vis-a-vis de cadrele de carbon, am observat anumite branduri care fac biciclete foarte ușoare, sub 1 kg de carbon, dar care cedează. De exemplu, Radon. Acum nu vreau să fac reclamă negativă, dar am observat, a fost un caz printre prietenii mei care a avut Radon și cred că l-a rupt de 3 ori. Era în garanție, norocul lui, și l-a rupt de 3 ori. Și de 3 ori Radon i-a trimis un nou cadru. Sper să nu mă înșel cu 3 ori, poate de 2 ori, dar oricum, repetat, asta știu sigur, nu s-a întâmplat o singură dată, de 2 ori cel puțin. Din punctul ăsta de vedere, e un semnal de alarmă la radon, la cadrele de carbon, dar nu neapărat. Sunt convins că sunt cazuri de oameni care au avut bicicletă radon de carbon și nu au avut nicio problemă. Există și, cum zic, circumstanțele nepotrivite. Adică să cazi cu ea într-un anumit mod, pe o piatră sau nu știu cum, și să spargi cadrul de carbon. Dacă nu se întâmplă acele circunstanțe, n-ai nicio problemă. Apoi,
am observat Cannondale că au avut probleme la modelele mai vechi. Nu știu acestea noi cum se comportă, dar la modelele mai vechi apăreau tot felul de fisuri pe C-tube sau în alte părți ale cadrului din senin, adică fără măcar o căzătură. Asta, na, iarăși e un minus. Eu de când am observat treaba aceea am renunțat complet la brandul Cannondale, deși mi l-am dorit foarte mult. Am avut două biciclete Cannondale și mi le-am dorit pe ambele foarte mult. Au fost un vis împlinit pentru mine și în zilele noastre Cannondale face niște biciclete absolut superbe. Și cred că la momentul actual stau mult mai bine din punctul ăsta de vedere al fisurilor. Cred că nu se mai întâmplă. Așa că nu lua ceea ce zic eu ca o certitudine. Fiecare are experiența lui. Asta a fost experiența mea. Sunt convins că poate acum dacă aș avea o bicicletă Cannondale, n-ar mai fi problemă. Sau tu dacă ai avea, sau în sfârșit. Deci, fii atent la greutatea cadrului și vezi despre care branduri ai auzit că au probleme. Acelea încearcă să le eviți. Sunt o mulțime de branduri de biciclete care fac biciclete de carbon. Încearcă să, na, să nu iei în considerare, să nu iei în considerare radon sau Cannondale modele mai vechi care poate să aibă probleme. La aluminiu, acolo singura discuție se duce tot așa în zona greutății. Asta este diferența între branduri, din punctul meu de vedere, greutatea. Asta urmărești la o bicicletă. Dacă na, ești la nivelul la care să conteze greutatea, cauți un brand care să nu fie, na, să nu fie ca o ancoră. Se știe că există branduri de biciclete care fac cadre mai grele, atât de carbon cât și de aluminiu, și în funcție de asta le alegi. Dar cred că absolut fiecare brand are modele de top care oricum sunt ușoare, dar discuția se duce la marea majoritate a modelelor acolo. De exemplu, Scott-ul, marea majoritate a modelelor sunt relativ ușoare. La fel și Focus și alte biciclete, alte branduri. Ținând cont de aceste lucruri, deci de greutate și de buget, în funcție de asta îți alegi brandurile. Dacă nu te interesează ce greutate are, atunci poți să alegi absolut orice brand. Toate sunt ok. Cum ziceam, diferența se duce la echipare. Adică pe un cadru, indiferent, poate să nu scrie nimic pe el, să fie de aluminiu sau de carbon, poți să pui un Fox foarte bun, poți să pui niște, nu știu, frâne foarte bune, poți să pui roți, ceea ce este destul de important, roți de carbon sau de aluminiu, dar mai bune, destul de important ce cauciucuri alegi, ce transmisie. Cam din aceste elemente se deduce confortul pe care îl vei avea pe acea bicicletă și care va fi experiența ta pe bicicletă. Adică cum te vei simți pe bicicletă nu depinde de brand. E adevărat că mai există și aspectul geometriei. Alt lucru care diferențiază brandurile. În funcție de brandul bicicletei există o geometrie diferită. Sunt convins că ai observat că aceeași mărime la un anumit brand nu mai este la fel cu alt brand, pentru că diferă geometriile. Bineînțeles, unele sunt mai frumoase, altele mai ciudățele, mai fiecare cum a vrut să fie mai original și mai diferențiat de ceilalți. Cam asta am vrut să-ți transmit. Dacă există orice întrebare, te rog să o scrii în comentarii și ce te mai invit să faci este să scrii și tu în comentariu ce brand de bicicletă ai. Și dacă simți mai mult, scrie-ne și o mică impresie, o mică părere. Adică ești mulțumit de el, recomanzi ca să învățăm unii de la alții. Iar eu sper că ți-am răspuns la întrebare în cazul în care te întrebai ce brand de bicicletă să-ți iei.
Alege în funcție de buget, alege în funcție de greutate și dacă ai preferințe în funcție de geometrie. Sunt oameni cărora le place, nu știu, cum se simt pe anumite biciclete, pe anumite geometrii, știu toate dimensiunile și știu ce au nevoie. În concluzie, poți să alegi liniștit dintre brandurile mari de biciclete. Fie că vorbim de Scott, de Merida, de Focus, de Specialized, Trek, nu știu, absolut toate brandurile mari sunt ok, atât ca și material de carbon sau de aluminiu. Ce este cel mai rău ce se poate întâmpla la un cadru este să-l rupi. La aluminiu se reface, chiar și acolo, cu sudură la profesioniști, iar un cadru de carbon rupt, la fel, se repară la oamenii care se ocupă de reparații în carbon, deci, oricum ar fi, nu ai mare lucru de pierdut sau mare greșeală de făcut în funcție de ce brand alegi. Sper că ți-a fost de folos. Te-am salutat și ne vedem în video următor.